Îi lasă în pace, nu-i omor. Dar pe tine, domnule, nu te las în viață. De ce faptul că am lăsat Dilofozoria în viață mai devreme sau mai târziu a putea să-mi aducă probleme? Asta de Terexan, ce faceți, mă, nebunilor, mă? Este Terexul și astăzi jucăm Dial, nu știu de ce dracu mi-a venit să fac chestia asta, pur și simplu, bă, trebuie să rog ceva cu dinozauri. Și ținând cont că n-am chef de arc, am zis, bă, să băgăm un Dial cu Novaraptorul, doamne, Prank Age Extinction mă lovește iară, cu Scooter. Am băgat memea de Prank Age Extinction în Dial, așa, am făcut un Raptor pe tema asta, ala-i. Și mereu ne spawnăm direct, Raptorul vrea să cred că e zi, dracu, e surprinzător. La mama dracu în pustietate și sunt pregătit să mor în chinuri. No, care e scopul meu astăzi? Să crez Raptorul ăsta, pentru că n-am chef să crez ceva. Am chef surprinzător să joc cu asta, dar să nu crești ceva care să dureze 15.000 de ore. Raptorul ăsta crește în sub o oră, cred, parcă așa era, nu-i așa? Și plus că e și o peca dracu, adică Dihania s-a poate să omoare un rex blejer, te duci în coada lui și direct te dai moarte, dracu, stai și-l călărești acolo. Și plus că e și bun că nu te vede nimeni. Bine, m-am făcut culoarea uriu așa, dracu. O să fiu evident mai ales noaptea, probabil că o să mă vadă lumea și o să vină să mănce ficatul sau ceva. Am hartă, nu știu unde sunt, eu apăsat în tab și mânt, dracu, ca să dați schit harta. Nu știu unde mă cred eu aici, dar mă cred undeva. Să mă bată Dumnezeu, zic că sunt o salamandră, ești nebună. Fix asta, viața la un raptor extraordinar, și atăresc în haita, dracu, și depind de familie, vreo 6 luni, cam așa. Până să fac și mari și fânjor nou, eu cum am născut sunt aici în pustietate la dracu în munți. Se pare că o să fie o aventură foarte interesantă. O să fiu decât eu fugim pe aici printre copaci pe la dracu în munți, în speranța că o să găsesc ceva interesant, mai mult ca să o să găsesc moarte, dar asta e partea a doua. Cred că am așa o vagă idee pe unde sunt, da? Am o vagă, băi, și la costare exact o vagă idee, haide că am optimizat, vă dracu, serverele. Jocul ăsta e în continuă scădere, moare pe zi, ce trece, developerii fac un update odată la un an și bagă și o chestie nouă pe acolo și spun, uite ce am băgat noi în joc, este extraordinar. Între timp nimeni nu joacă, e prima și cea mai varză versiune a jocului, dracu. Are vreo 7 branch-uri împărțite în 7 dimensiuni diferite, de-aia mă întreabă, dar de ce nu joc Evrima? Că nu merge Evrima, de-aia nu joc, nu funcționează, dracule. Adică gândește-te ce oamenii ăia și-au împărțit jocul în 7 categorii diferite. Ai versiunea asta de Legacy care o să fie ștearsă într-o bună zi. Ai Evrima-ul de bază care, dracu, să-l ia, care e faza cu el pe acolo, are mai chestii de balansate și hărți uriașe, bine, o hartă uriașă și nu găsești pe nimeni și astea toate interacțiune sunt aproape nule și când te întâlnești cu player mori instantaneu. Ai încă un branch de ăsta de food, nu știu ce, de diversification, digestion, morții, mă, si nu ține nimeni chestia, ai, digamă, m-am pierdut în alba, în altă, mă, ești nebun. Ai chestia cu food diversion, pe dracu să mă ia, care și aici că testează pe acolo, că de vreo 5 luni oameni numai testează branch-uri, pe acolo le fac experimente sociale pe oameni să vadă cum s-a descurcat update-urile. Că echipa lor de QA mi se pare că e incapabilă, dracu, de absolut orice. Adică de ce mai ai echipă de QA? Dacă tu pui oamenii să joace versiunea să dea feedback înapoi și toată lumea dă feedback înapoi negativ, numai dracu, dai seama că nu ăștia nu fac nimica ca lumea. Așa că stau să mă gândesc, sunt un mare critic și oricine poate să fie critic, dar am dreptate, dracului, jocul e varză, nu e recompensator absolut deloc. Dacă în jocul ăsta îți petreci 20 de ore să crești ceva și după aia mori, nu primești nimic, în schimb, decât un foarte mare degim milociu, dar de unde? Aici de asta mă feresc eu de jocuri de astea survival, dracului, cu dinozauri sau orice tip de ăsta, de joc de ăsta survival, că nu-ți conferă absolut nimic în schimb orelor petrecute acolo. Adică să joci un joc de ăsta în Early Access e o prostie. Și acum te întreb, Path of Titans, care e diferența de Path of Titans și jocul ăsta? Bă, în Path of Titans nu există survival, deci practic nu-ți petreci ore întregi ca să crești un animal care pe aia să moară de la vreun glitch nenorocit sau pentru că nu poți să frătești o parte din spate. Bine, și Path of Titans e plictisitor că nu găsești player, e harta mult prea mare. Te spawnează numai în zone de-astea ca nu să duc player dracului. Nu știu, chestia asta cu Dance of Survival game nu prea mere bine, nu funcționează. N-ai cum să faci un joc ăsta funcțional, frate, să țină playerii conectați, aia e problema. Ai putea să faci asta cu hărți mici, dar din nou nu e posibil, hărțile mici îți deduc ție șanse de supraviețuire. Dacă faci asta cu hărți mari, îți deduc ție șanse de interacțiune cu oameni și mor de foame la un moment dat sau dracu. Dacă ai nevoie să faci interacțiune între player sau cum bagă așa cu statistici, așa că dinozaur tot să fie social, pe dracu ai nevoie de iar nu găsești. E o bătaie de cap și nu-i posibil așa ceva, zic eu că jocurile astea survival cu dinozaur nu sunt posibile. Adică poți să le faci, să fie câte faine vor, să ai 12.000 de mecanici, dacă poți să bagi avioane cu motor, drept să-ți ia mercenari, văd ceva pe luajă acolo. Cred că era un deal acolo ce am văzut eu, mai mult ca să vedea era un deal că să mișca așa și erbuit cu capul înainte, făcea ca o găină dracului. N-a cred că ar fi cea mai bună idee să mă duc acolo, ținând cont că serverul ăsta n-are reguli și o să mor. Măcar acum știu unde sunt și apă până zonea aia pe acolo pe undeva.
Dacă merg acolo, găsesc niște apă, mă fac mare și după mă duc să omor pe toată lumea. Pe asta e planul meu, ce crezi că mai stau ca prostul, dracu? Poate fac roșu de o haită de raptor și merge să omor fiecare chestie. Să mă duc cu raptorul meu, care nici măcar o oră nu i-a luat să-l cresc. Să mă duc pe somnul, că a stat 6 ore să-și crească Rex-ul și să-l omor, dracu, mai puțin de 10 minute. Mamă, ce distractiv o fi pentru ăla, haide capul. Eu zaud ei pe acolo, mă bată Dumnezeu, cred că eu spawnez, așa că cred că mi-e foarte foame, da. Mi-e foame al dracu, eu vreau să găsesc apă, da. Ținând cont că zona asta îmi pare cunoscută, dar nu prea, să mă să iau ceva de mâncare și o să mă duc pe plajă încolo de nebun, o să încerc să prind soarele, de uite lebeniți acolo, mă. O fugit al dracule, ia ăla acolo, dealul ăla sau cira un pui direct și ce dracu-i mai acolo pe plajă, nu pot să-mi dau seama. Dacă mai fugi o singură dată, te bată Dumnezeu, stai locului, ale, ale, aha, aha, hai că... Hai că, ala, în sfârșit, Doamne, ferească Dumnezeu, cât trebuie să dai, bă, chestia asta să moară. Ale, am făcut roșu de mâncare. Aia nu știu ce e acolo, dar mă stresează. O să încerc să privesc latura pozitivă a jocului ăsta și o să încerc să mă bucur de el cât se poate de mult. Îmi tind să facem noapte și întuneric. Și haide, cam eu ce aventură ne așteaptă pe noi în întuneric. Na, a fugit chestia, orice ar fi fost aia. Bă, zic că e momentul să mă mut, dracule, de aici. Stau în câmp deschis, să mă aude și ea la în zonă. Asta atragă probleme. Hai să mergem spre Dihania aia care să trapă acolo pe plajă dracului. De ce nu? Asta ar fi cea mai bună idee pe ziua, dar oricum n-am ce să pierd. Sau probabil că am ce să pierd. 67%, crezi relativ repede, deci nu prea am de ce să-mi fac griji, nu-i așa? Ok, a început să mă îngrijoreze partea de acolo, să aud în ce în ce mai multe avangeatop și nu se mai spawnează de la mine, eu mi-am umplut burta. Ceva Niskai creatură pe acolo, umblă și caută de mâncare, caută vă Niskai snack de ăsta de raptor, vrea să-l mânce pe scooter, mă. Apropo, ăștia care nu știu care e faza cu scooter, e un nova raptor de ăsta în francajec, zice, care a fost stricat de cineva, un model de ăsta, l-a făcut ca dracu. Nu știu dacă vreau, dar și e și ca spray în joc, că nu poți să facem modelul în joc, în cază că nu se potrivește meșul, e stricat rău de tot. E un raptor buguie, practic. Și l-a făcut cineva spray și l-a făcut pe ăla, nu mai știu cum dracu, Overlord scooter sau ceva, am zis eu, cum e Lord of Happy Carnage, așa și scooter dracule. Și un raptor de ăsta, derpy. Și de-aia mi-a plăcut și l-am făcut exact, am încercat să reproduc în prostia asta de joc, dar ținând cont că customizările sunt penibile. Un raptor argintiu cu alpă burtă a fost tot ce am putut să fac. Bă, mă uit așa la Iotaraptorul din Evrima și Iotaraptorul din versiunea asta, din Legacy, dracu. Și mă gândesc așa la animații compar gen. Bă, ăsta are animații mai bună decât ăla din Evrima. Ăla din Evrima se mișcă, deci care dracu, diaree explozivă. Ăsta se mișcă, nu știu, se mișcă arate mai natural, cât de cât, nu știu, capul nu prea-mi place cum se mișcă așa. Dar în rest, partea din spate, așa, de la shoulder încolo, pare că se mișcă dracu mai bine decât ăla din... Prima, nu știu, acum ultima când am văzut animația aia s-a mișcat un ultimul hal, dracu, te uita așa din spate, lui s-a mișcat ca dracu. Dar asta parcă așa, uite, are așa o dinamică când fuge sau ceva de genul, nu știu. Bă, nu știu, mie când nu-mi place ceva, sunt alt dracu de cârcotaș, bă. Numai de rău vorbesc toate alea, numai să pun în lumină proastă, acum dracu fac reclamă negativă. Înainte eram ceva de genul, mamă, Dial, jocul meu preferat, acum când aud de Dial, fai să moară în iad. Hai de cap, no. Și mai întreb de ce mă urăște lumea și universul. Acum, na. Sunt eu o ființă vie, pot să-mi schimb părerea de câte ori vreau eu și oricând vreau eu. Acum pot să zic că îmi place ce faci, o pe apă să câteva secunde pot să-i dau două dracuri încolo că o urăsc. Vine ceva, l-am auzit pe spatele meu, vine ceva, mă. L-am fugit și în apă ca prostul. Du-te, T-Rex. Uai, ce e acolo? Uai, nu știu ce e, dar s-a auzit ceva în spatele meu. Uite urme. Cât de mari sunt urmele astea? Sunt cam de două ori mai mari ca ale mele, nu e ok. Dă-i și fugi, mă. Doamne, ferească Dumnezeu, ce-o fost aia, mă? Ai un dilo mort, am găsit de mâncare, aparent a făcut o victimă chestia, deci are burta plină, să înțeleg, nu? Uai, dica mea, acum vezi că sare din întuneric în gâtul meu, dracului. Are 3 degete, deci până urmare, îi Niskai nu e raptor, orice, dar nu e raptor. Uai, dica mea, mi-e frică, mă. Dilo ăsta cât de mare era? Era, cred că e un fresh juvie ăsta, nu-i așa? Am găsit apa! Ala, ăsta e spawn lake-ul ăla, sau cum dracu zice, de ce pe undeva mă spawnase pe la mama dracu în spatele insulei. No, măcar am găsit apa, o să stau aici o perioadă de timp, mă fac adult și după aia mă duc și, nu știu, așa am zis de fiecare dată, mă fac adult și după aia mă duc și fac rău la toată insula și chestii de-astea și pe la final am sfârșit-o, nu m-am chinuri tari și adică că m-am întovărășit cu alte creaturi pe aici. Dar eu sunt un raptor, dracu, aminte, și s-au dus neai în față, asta nu-i semn bun niciodată, să-mi bag picioarele și ăla nu-i nici de la mine, că am mâncat în deal-ul ăla înainte să plec. Extraordinar, s-ar putea să ne întâlnim sfârșitul pe aici, nu-i așa, scooter, hai de cap, no, hai să nu mă gândi la chestia asta, să ne gândim că pe acolo e un repid din tufa asta aici, regenerăm niște stamină. Și ne rugăm că nu-i nimic apânzoanța care o să mănce dracu picații. Sau să spunem că dacă e ceva care o să mănce picații pe aici, eu sunt mai rapid.
Cu toate că cu 21 km pe oră nu pot să fac o mare brânză. Aha, și am și stamnă destul. Cu mâncarea e bine, cu apa nu-s prea bine, 7-7%. Măi, de cam, eu o să reușim, mă, oameni, o să trece peste prima noapte. Bă, zic că-s bine cu stamina, e aproape full, hai să merem să luăm, dracu, două înghițituri de apă și după aia ne întoarcem înapoi în tufe. Măi, ferească Dumnezeu să fie ceva pe aici, dacă mi-o un gor de la mare, atunci ai problemă mare. Nu observ niciun pericol, nu știu ce dacă stau ca prost pe loc și analizez situația. Mai bine beau și analizez în timp ce beau, ala-i. Uite așa, ca un adevărat pro, măi, ala-i. Pro survivor. Păi dacă o fi ceva până apa asta, mă. Vezi, asta nu este dinosul cu dracu, dar un bariuni ceva tot poate să sară de aici să mă apuce de cap. Să un suco mai mult sau ceva. Am un nou. Tot ce se poate, domnule T-Rex. E bine cu apa acolo, ia să-i dăm. Asta analizăm situația Kowalski, ala, totul merge bine. Hai da înapoi în tufe și în copaci, stăm acolo pitici și dacă apare aia ăla până zona, îl mâncăm, ala-i. Cotle de ai dracule, cui dracu nu-i place unei ai. Tată mă, Dumnezeu, unde să mă bag eu acum, na? Ia uză-l. Ni-i la el, pe acolo umbră prădătoarele alea blanau. Ulu, s-au de ceva mare. Ce-o fi aia, mă, ce-o fost aia, mă? S-aude pe la apă, cred că un sab rex ăla, mă. Uite că mă vânează ea eu ăla. Hă? Nu-l mai aud. E pe acolo, pe lângă apă. Prădează omul. El e mare prădător, mă. Dacă mă fac eu adus, aveți mare prădare și dau lui la picioare după aia. Orice-o fi chestia și bănesc un subadult de rex, că fix sunetele alea le face când se ridică și așa mai departe. E acolo. E acolo și nu mișcă al dracu, mă. Cred că știe că sunt în zona pe aici, sau nu știu ce urmărești, decât stă și campează zona asta pe aici. A dat claim la teritoriul ăsta și eu sunt un invadator, dracu, și vreau mă scoată de în circuit. Hai din cap, na, e o zonă mai bună pentru un subadult ăsta. Bine, pe aici stau și mulți Apex și adulți, dracu, da, na. Pe aici a fi mult juvi, că e aproape de plajă și aproape de o să spawnează juvii de ăștia și au nevoie de apă când vin aici, dracu, marea parte. Deci omul și-a găsit aici un bufet suedez, între... Ia, ăla fix în fața mea. Voi, dacă încep să-mi iau damage de la foame, cred că-s mai mult decât mor, dracului. Aolo. Chestia a murit acolo. Și n-am omorât-o eu. No, și sigur n-a fost mirosul meu care a omorât-o, ca pentru că fac duș, trebuie să spală și el, dracu. Hai, adică, e momentul potrivit pentru glume, nu-i așa? Unde e, dracu, muri, mă, chestia? De ce o fi murit chestia? Chiar vreau să știu. Hai să mă bată. Ioi, de capul meu. Numai asta sau ia, că vorbește pe un chat. Ia, spinozaurul ăla o fi acolo, ia. Uai, ferească sfinții, numai să auzi un spano în spate, tot în timp ce încep. Fai fer... Nu mă duc la doi colori, nici o șansă n-ai. Ia, și eu și un carno acolo. Ia, oamenii-ți dă treabă, cică. Dar cu dracu, că-ți-o că era un rex, dracu, până acum, abar n-am. Aolo, un serat-o pe acolo, doamne, scutar's hunger, dude, ai de cap, unde-i mâncarea, mă? Păi, orice, mă, acolo, fără, mă, dă ceva, nimic, nu, na, e clar, s-a zis cum e, s-a uite și un pui de rex. Cred că-ți dă treabă oamenii pe aici, par să fie pasiv dracului. Foi, eu mă îndoiesc că, na, doamne, ferească Dumnezeu, cred că spinozaura nu-i full adult, dragă, făcea pași de mid-tire, așa. Dar am un, na, să face și zi, văd. E numai bine, o să fie o țintă foarte frumoasă pentru ori... Ia-i de cameu sau de ceatozaur, mă face praf, ești nebun, sigur că dacă ajută aptul nu poate să facă față. Un ceatozaur, dracului. Lumina bine, cuvântarea ochilor, măi. Ala, hai să mergem, dracului, dar ci? Să găsim de ale gurii. Făi de cameu, ce bine mi-ar prinde acum un taco, un oro, orice, mă. Făi, un avanciatop, nu cred că pot să o omor, cred că mă omoare el pe mine. Adică mă hămesește. Na, unde e naiba să mă duc? Să încerc să interacționez. Dacă mă moare spinozaurul ăla, nu-i la ce să mă încerc. Bine, ai un buștean, dracu, am crezut cu un dilo mic, mă. Bine, și un dilo mic e mai mare ca mine. Uite, spinozaurul acolo, mamă ce mare. Și are și un cadavru lângă el. Nu poate să mai mănânce el chestia, dar eu aș putea, ha. Ala-i. Hai de cam, eu nu știu unde naiba să mă duc. Presim că o să ia ceva la fugă după mine, orice moment. Ai, mi-au damage de la foame. S-a auzit un taco pe aici, unde naiba o fi, mă. Fuiuiui, nu e ok, nu-i așa? M-am prindit toată noaptea, am încercat să fug, dracu, să scap de toate relele, m-am speriat de toate ele. Spinozaura mi-a băgat frica în sânt mai ceva decât vecina când avea pute și mi-a băgat în sânt ca să mă sperie, dracului. Dar am avut vecin de ea. Ai de capul meu, mor, mă! Nu e ok.
N-am decât să mă risc cu spinozaurul ăla. Fai de cameul ăla, oricum mor dracule. Și dacă îi fur de mâncare și mă mănânc el pe mine, și dacă nu-i fur de mâncare, tot pe jos ajung. Tot țărână mă fac. Hai de capul meu. N-am decât să mă risc acum. Poate cu puțin noroc omul este social. Ce e acolo? Taco! Uai de capul meu. A, vină cu acea bună mic. Ala-i, sau de și un pui de rex. Dar nu-l mâncăm pe ăla. Ăla-l pasăm pentru mai târziu. Supraviețuire! Probabil că spinozaurul aia chiar dă treabă, dracu, sau ceva și m-am speriat de și am încercat. Am ocolit, dracu, tot lacul numai ca să mă ofer de spinozaurul ăla. Na, de fapt de toți spinozaurii că am dat eu acum mai de vremuri astea. Bine, că nu mai joc ăsta în timpul liber, că eu nu mai am timp liber, dracului. Dar mi așa crede. Ce, Terex nu face nimic, de cât se joacă Ark și atâta. El postează Ark și ce mai vrem noi pe acolo. Și când postez Ark, lumea vrea DL, și când postez Ark de alt fel de tip de Ark, toată lumea vrea, zice, dar Terex, Ark-ul ăsta e, da, e ok că joci Ark-ul ăsta, dar mie îmi plăcea mai mult, ăla, ăsta nu-mi plac. Terex, dar de ce joci Legacy? Mai bine joci Evermind. Terex, dar de ce joci Evermind? Mai bine joci Legacy. Terex, dar de ce trebuie să mai bine mor? Mamă, cât am atacul, mă, fai de cam, eu umple burta asta. Hai, bine, că și ce burta am, uite-te la mine, tacul ăsta de dor, că ești nebun la cap. Na, ce rost are o creatură așa de mică pe lume, eu nu înțeleg, uite-te la el, dragul, nu te poate apăra, nu nimica. E exact snack size ăsta. Na, mama natura n-a avut milă de toate creaturile. Ulu, ce? Ulu, no, de fiecare dată când am făcut și-o adus-o, eram aproape să fiu adus, am zis, hai să mergem la Twins, o să fie o idee de mai pomit, o să ne distrăm, dracule. În secunda a doua urlete și țipete și fugă și moarte în continuu. Dar na, așa se încheie toate clipurile lui T-Rex, nu știu la ce dracu face, dar nu știu la ce dracu vă mai uitați, că oricum știți ce se întâmplă. T-Rex crește sau ce face două figuri, se împrietește cu ceva și după aia moare. Aia se întâmplă de fiecare dată. Eu zic, mamă, o să fie diferit de data asta, o să fac așa, o să fiu așa, mare mizerie, pe dracu, prost, kill over, n-ai fea, dar drag mort. Aoleu, și după aia frustrarea mea e eternă că jocul ăsta e varză, dracu, și că hitbox-ul e făcut e praf. Na, ei și-au făcut joc care are tick rate-ul de 30. Pentru așa că nu știu, serverele din DL funcționează cu un tick rate de 30. Adică un tick rate foarte prost. Și naiba e chestia care fuge. Un tick rate foarte prost, pentru că nu se înregistrează lovituri și chestia asta, mai ales că hitbox-urile sunt distruse, mai rău nu se înregistrează chestia. Deci în mijlocul combatul, dacă lovești pe cineva, tick rate-ul ăla prost nu registrează lovitura și ăla se poate mișca din câmpul tot de acțiune, știi? Și nu se registrează loviturile. Dacă era un tick rate de 60 sau de 120 de preferat sau 144 sau cât dracu a trebuit să fie, ca rezolție la monitor, cam așa funcționează tick rate-ul ăsta, știi? Dacă cam așa funcționează tick rate-urile din jocul ăsta, prostia asta de joc, dracule, e o șansă de 50-50 ca să lovești pe cineva sau să nu lovești. De cele mai multe ori, tu ai șansa să ratezi lovitura chiar dacă ai dat una în plin, dar el are șansa mereu de să te lovească pe tine înapoi, că așa funcționează karma și universul și să te bată Dumnezeu. Uite, de asta jocurile de genul n-au succes. Sunt prost făcute și nu poți să implementeze dracu și, nu știu, o performanță de asta mai aparte, ceva mai ieșit în comun, așa ca să, ceva mai ieșit în comun. E ieșit în comun să funcționeze jocurile în ziua, dar și drept. Să faci un joc și mai să fac 15 reboot-uri care sunt toate la fel, mă uit la astea de la EA, mă uit la FIFA-le lor care toate sunt la fel. În fiecare versiune, FIFA 2022, FIFA 2022, FIFA 19. Păi și care e diferența între alea? E iarba mai frumos tăiată în versiunile alea, altceva nimica diferit. Mă aștept să apară dracu DL2 după ce termină ăștia cu Evrima, după ce termină zis în ghilimele. Mă aștept să fac un DL2 sau ceva de genul. Și ăștia Prime Carnage și tot cam aceeași chestie, a fost bine, au fost primul Prime Carnage în 2012. Nu mai știu, o competiție la un Games, cu ceva, nu mai știu ce dracu a fost, a fost făcut așa, nu mai știu cum a fost făcut Prime Carnage. A fost făcut oricum de un om care plăcea dinozauri și ar fi vrut să aducă și el un joc diferit cu dinozauri pe piață, știi? Și chiar asta au făcut-o, mulțumesc, a adus niște evenimente neplăcute cu publisheri, cu astea, s-a dus dracu. Și acum s-au reîntors înapoi, dar așa au făcut și ei, au făcut Prime Carnage, după aceea vor să facă un upgrade foarte mare și un upgrade foarte mare s-a rupt în Prime Carnage Extinction. Și acum să continuă așa, Prime Carnage Extinction, și băi, ce-i drept la fiecare patch, să faci jocul mai bun. Între timp în DL am făcut Evrima, l-am datăm o dată la 2 ani, ca așa suntem noi. Și au echipă 3-4 ori mai mare decât ăștia Prime Carnage Extinction, gândești că ăștia Prime Carnage Extinction. Au și developeri de acolo, au și de-astea, job-uri de-astea la care lucrează, adică jocul PC-ul, PC-ul, să lucrează așa în timpul lor liber, e ca ceva ce-i face din distracție, așa, știi, de plăcere, n-ai face ceva ca un full-time job, așa,
Asta am luat perfect ca să mă odihnesc, nu o să mă omoare mai mult ca sigur nimic. Primalul e făcut de niște oameni care în afară că lucrează la joc așa în timpul lor liber când au ei chef, au și alte chestii pe cap acolo și trebuie să se ocupe full time așa. Și totuși, Primal Magic Extinction îmi primește update-uri lunare, de el primește update-uri anuale și nici n-au content în ele. Adică când bași un pack și ceva lozor pe acolo, aia pic ce mă încântă pe mine, ești nebun la cap. I-au dat copy-paste din Legacy și l-au băgat acolo în pix aceeași creatură, dracu, și-au băgat o abilitate în plus sau ceva. Și și-a luat dinozaurul, fericitări, ăsta este noul tău content. Nu să mai fac jocuri cum se făcea odată, mă. Eu sunt handicapat, puteam să crezi de vreo câteva minute, dai mă acolo. Alai, sunt mare, scutării mari și frumos și a trebuit să fac în așa și să merg aici. Să dau disable la chestia asta ca să văd și-o pe unde e dracu mușc. Alai, mă, scutării mari și frumos, atât au fost, iau-te-o. Ce-o treabă n-are scutării al meu, ești nebun, acum hai să omor toți epic și pe care găsim. Iauzi, lebenița măi, am jumătate de hunger, cred că ar fi o idee bună să mă duc să prind lebenița aia. Deși aș putea să traversez apa, din nou, una dintre contradicțiile mele nemaipomenite, traversez apa și mor de foame, probabil. Sau mă duc și caut iaiul ăla și tot am o șansă relativ destul de mare să mor, dracu, de ceva. Care vrea să mănânce mie ficatul și rechiul și pancreasul și ce organe mai sunt în corp, nu știu, le știu, dar făcând pe astea care sună amuzant. Pancreas, dracului. Nu te chem pancreas. Scoate-mă proteina! Și un culiță umblătoare ce ești nou încoace în momentul ăsta. Haide ca mea și de trei ori mai rapid ca mine. Wow, ce tare. Acum dacă se presupune că sunt un prădător dracu. Eee! Ți-a dracu de lebeniță, tu ești mai bun, mă. Alai. Rost cu tine, bată-te, Dumnezeu. Iar acum să avem și asta nu se repară ceva în mine. Nici unde dracule am ajuns. Am fugit după lebenița până mi-o venit rău. Ia uite-l, acum îmi dă trigger. Hopa. Nilai. Bă, ți-e bine acolo, mă? Ia, ce mare e ăsta! Nila el. Bă, bată-te, Dumnezeu, ești ok? Interesant subiect avem noi aici. E cât mine de mare. Aș putea foarte bine zice că e un raptor, dar ce drag face bă ăsta-i? Hei, o să înveți dezavantaje în asta a feca ca prostul. Ale, ia. Probabil sărăb care vreo problemă, l-o chemam ăsta să vină să-și facă curat în cameră sau de dracu ce bele o fi pățit, o fi făcut vreun atac de panică sau o fi murit dracu de ceva. Aha, uite de asta vorbeam. Ale. Mare mortăciune, prima victimă a lui T-Rex. Ale, dă-mi caci acum, răsplata mea măi. Ar fi fost mai bun dacă îl găseam pe ăsta și nu găseam aia ăla, dar hei. Bă, să mor, ca ai mei, că se spawnează ei pe spatele meu, măi, ceva pe acolo, mă. Nu mai vreau, gata, ajunge, am explorat suficient, fai, cred că am făcut un pas de moarte pe acolo, nu știu de ce, dar am senzația că e ceva mare pe acolo care pândiește. Hei, am lăsat niște cadavre în urmă pe care poate să le mănânce fără nicio problemă, domnule, nici nu trebuie să mulțumesc, nici nu trebuie să mă plătească pentru așa ceva. Ia, dă-i dilo mici, mă, nicio treabă. Ală, nicio treabă, bată-vă Dumnezeu. Sunt speriați ăștia, mă, săraci, nu, nu-i lasă pace, nu-i omor. Dar pe tine, domnule, nu te las în viață. De ce faptul că am lăsat dilofozoarea în viață mai devreme sau mai târziu a putea să-mi aducă probleme? T-Rex, acum se va duce și o să omoare tot ce mișcă. Că s-a făcut mare. Între timp T-Rex vede doi juvii de dilo. Dă cu doi colulai și îi lasă în pace. Bă, sunt juvii, bă, lasă-i în pace, bă. Nu ne luăm de pui. Decât dacă se iau pui de noi, atunci am mai ușor de ei. Nu sunt bătăuși dracului. Îți iau gunoi, dar nici chiar așa. Ia mai toți traversăm apa asta. Hai să vedem cum o facem. O să facem prin ambuscadă, ca un adevărat profesionist. Ia, fii atent acea săritură olimpică peste ocean. T-Rex și Scooter la balon, măi! Alai, du-te mă, băiatule. Hai, de cam eu s-ar putea să mor în mijlocul apei, nu-i așa? Du-te mă, băiatule, dă-i din picioare, mă, că sunt un șarpe, uite-te la mine, dracule. Aia, și cu capul în apă acolo, să-mi toată sarea de mare în ochi. No. Mi-aduc aminte când oceanul ăsta era decât așa de formă, nu puteai să nu spui el, decât era decât așa ca un deșert, deșert oceanic îi zicea. Încă un pui de dilo, nii mă! Nici o trapă n-are omul, numai pui de dilo pe ăsta tot, mă, dar ce dracu-s cu ăștia? Dar vezi că s-au băgat în niște altercații, ceva a fost un grup și ori muri dracu toți și s-au respawnat acum. Uai, ce e aia pe plajă acolo? Și tocmai ce s-a spawnat un rex. Știu la ce vă gândiți toți, T-Rex nu face asta, o să mor dracului de handicapat. Dar hei, unde s-o T-Rex-ul ăla? Se pare că tata lumea pe ceva motive trage în partea la alta a insulei. Mă, ce să da acolo? Pâine caldă? De ce să ce tata lumea în direcția aia? Ba nu, stai, vine în direcția asta. Ia, fia T-Rex-ul ăla. Știi ce face acum? Face un glitch de asta ca să teleporteze așa până la fiu, să teleportezi la mine. Există o chestie de asta. Eu fac stamina, Rexul vine în coace.
Care ar fi șansele să-l omor? Am văzut destule tătăriale și oameni care au făcut chestia asta cu Rapturul. Mă gândesc că și-o aș putea să fac, nu-i așa? Adică cât de greu poate să fie, domnule? Nu știu ce vrea să fac. Dar și care e faza că poate să se ducă în apă să mă saboteze? Mai am și-o nevoie de apă. Nu știu ce încearcă asta să facă, dar... O să stăm și o să ne uităm. Acum aveți că se teleportează dracu' în mine. Adică nu pare adult. E adult, dracu', dar... Nu pare full, aia e chestia. Îmi pulsează sângele în cap când mă gândesc ce aș putea să fac. Să mă duc să-l omor, chiar să risc să fac prostia asta. Adică am o șansă relativ egală, dar e noapte, mă, să face noapte și pe aia nu-l mai văd, mă. Băi, eu m-aș fi dus să mă bat cu el, dar să face noapte, dracu, și mai e și negru el așa, nu sunt rasist, să camuflează în întuneric. Dezavantajul vremii, dracu, ce să mai zic și-o. Și am și un carnu pe acolo, cred, trebuie să mă refugiez în siguranța pădurii sau ceva. Am nevoie de apă, mă duc acolo la apa aia de acolo, fai bată-mă Dumnezeu, nu mă duc la... Nu mă duc la tu în sân, ca acesta să se facă lumea. Alozaura nu sună foarte bine. Extraordinar, unde mă duc eu să aud Dilo? Mă, de ce dau din bine mai bine dintr-o dată? Parcă ce se întâmplă? Se aliniază astrele? Se pare că universul vrea să-mi dea content. Dar nu din ăla din care îmi place mie, dracu. În care totul merge în favoarea mea. Nu numai de ăla în care mă speriu, mă panichez și încep să-mi jur de toți sfinții, dracu. Și inventez și niște sfinți, că tu să-mi fac, dracu, biserica acasă. La câți sfinți am înjurat eu pe acei dracule, că trebuie să fac faghe, că aș avea cea mai mare succes. Fac o biserică unde pot să înjur sfinți. Păi mă trăznește Dumnezeu după aia. Se coboare suma ca să-mi trag o palmă. Ale dracu, containere, ale. Aici stau 2 secunde să-mi fac stamina. Și după aia mă duc să beau ceva. O hidratare, o prospătare lichidă. Doamne, ce bine sună. Ia să vedem cum mai basta un șe. Apa e 22. E pfui, dar abia 8 seara, mă, ce dracu, mă. Și acolo s-a auzit dilofozor spre apa aia. Șansele ca eu să mă duc acolo să beau și să mă întorc liniștit, în pace și fără să fiu deranjat și fără să fiu speriat sau urmărit, dracu, sau mâncat de cap de cel mai rău caz, sunt foarte minime. Și mi-e frică. Rexul ăla poate să fie și el pe acolo pe undeva? Urmă mare. Mare rău de Rex. Aolo. Aolo, încă urmă de Rex. Fă-i numai până zonele astea stătie, mă. Scutăr are nevoie de apă. Nu rezist până dimineață pe lumină. Hai, bată-te. Avem noroc că scopaș pe aici. Dacă se repede ceva la mine, se blochează în pomi. Ce mă rog ca să mă blochez eu și mor. Uite-te, no, uite-te. De câte ori am vorbit despre chestiile astea legate de moarte pe aici și de chestii rele. Fai negativist, mă. Am nevoie de un psiholog. Am nevoie de un psihiatru. S-au probat cu un ciocan în cap, rezolvă și asta, și asta poate să-ți problema și e gratis, dracu. Dă-mi, sau ce ăsta, un pui de alu. Da bă și mie niște apă, ale. Ale, nicio treabă. Haide, capul meu. Bea și fugi. Ăsta e planul. Haide, capul meu. Mai bea ceva apă pe aici cu mine, ești nebun? Haide, capul meu. Haide, capul meu, no. Băi, să nu te ridici de acolo. Bă, ai full, hai dracu să plecăm, daci. Ale, bagă viteză. Yoink, ale. Cea mai în siguranță zonă pentru un Utahraptor, atâta, nimica nu poate să ajungă la mine, mă, dacă își bugă ceva hitbox-ul suficient de tare că ar putea să mă omoare prin chestia astea, bănuiesc. E decât o aproximare cu aproximație, dar nu sunt foarte sigur, Scooter are nevoie de mâncare acum, băi, mă, scot piciorul într-o groapă să înțepenește în alta. Hai, gata, mă, Dumnezeu, am inventat o zicală nouă. Ioi, mă, un pui de Rex, mă. Uai, ce m-am speriat de ăsta. Aaa, ai nimerit la țanc, tovace, că mi-e o foame de mor. Bă, nu mai spama, bă. Îți dau o șansă să treci dacă nu mai spamezi. Ia. Ce vrea mă ăsta de la mine? Bă, bată-te Dumnezeu, ce vrei? Ia. Dai cu tot colul T-Rex. Ala-i, uite, mare killer ce e Scooter. A, ăsta-i, salutări ție, tovașe. Ia, nicio treabă. Can you kill me? Ala-i. Nicio problemă, domnule, mulțumesc pentru suplimente. Ala-i. Ala-i. Ai de capul meu, karma, mă uit-o. Că am lăsat dilofosaur ea în viață și că n-am omorât nici Rex. Uite, am pus piciorul pe cap, ești nebun, ce bine arată aia. Dă-i un uleu și Dumnezeu îți va da în 10 sau ceva de genul. Ala, uite, am primit și eu în 10, ești nebun. Încă un raptor. Să moară caii mei, nu mai bine, ce am făcut eu asta? Am văzut un raptor, dai și eu cu broadcast. Ia. Ia, uite la... Aoleu, îl omoară, ce se întâmplă? Ce e acolo, mă? Nu înțeleg ce e aia. Îți tovarăși? Ia, nicio treabă. Ia-l pe ăla. Dă-i cu doi colu, T-Rex. Salut.
Ala, nicio treabă. Ori găsit de mâncare, mi-au găsit mâncarea, măi. Hai de cap, ăla e mai mare ca mine, mă. Bă! Na, ce-am zis eu? Exact ce-am zis eu. Asta încearcă. Încearcă să-mi dea bucate, ești nebun? Nu pot să fug de ei. Bă, te bată Dumnezeu, dacă vrei să sar în coada ta? Ce vreau omul să facă? Nu înțeleg. Hai de cap, dar m-a pus pe mine drag să dau cu broadcast-ul, nu-i așa? No fear, I friend Raptor. După ce a încercat să muște în container sus la mine, no fear! Ce Dumnezeu, bă, să mă bată? Nici o încredere n-am în ăștia, să moară caii mei. Uite, așa stau și mă rog. Na, și ăsta sare și mă mănânc acum, nu-i așa? O să arătăm încredere. Cine, naiba, ești tu? Da, se pare că oamenii mei nu prea știu engleză foarte multă. Hai să încercăm să facem grup ăștia. Hai de capul meu, n-o să o ridic omul, foi de capul meu. Să zicem că am scăpat, dar nu știu, parcă mă păzesc și vor să mă mănânce. Uite-te la ei cum să uită, mă, uite, aia nu sunt oameni de ea de treabă. Oh, nu se întorc înapoi, mă. Oh, God, no. Asta-i semn de pericol. Da? Am zis-o, știa Terex ce știe. Este momentul să luăm atitudine, nu-i așa? În situații ca astea, fugim dracului până ne țin picioarele, ala-i. Du-te, domnul Terex, nicio treabă, bată-mă Dumnezeu, nu mai stau aici, nici măcar o singură secundă mă duc acolo la apa aia. Jucător de dial, mă! Uai, nu mai supor, mă, scoateți-mă de aici! Oh, uite, puiul de alozaur este mort. Oare cine să-l fi omorât? Mă gândesc că un alozaur mai mare. Ok. Hai să ne cărăm dracul daci, nu mai stau 2 secunde, băga-mi-aș picioarele, mă. Doamne sfinte, e greu să faci lumină în jocul ăsta, băi. E 6 dimineața, extraordinară, 6 dimineața la mine, deja e soarele în mijlocul cerului, ești nebun la cap. Haide, cameră, nu mă gălăgesc sau pe aceea, nu mă suco, nu mă cardo, nu mă dă-aia sau de pe aceea. Ce dracu, tot scrie-mi în comentarii kilometri. Să vedem ce dracu ne aduce Twins-ul, băi. Mi-a ieșit un pom drag. Extraordinar, ce dracu să mai zic. Ce dracu să mai zic, du-te bă, lasă-l în pace, băi, du-te băi, nu vine să crea așa cea, ala, mănâncă-l T-Rex, mănâncă-l T-Rex, lagul, nu văd mă, nu, care morții măti erau șansele să ies într-o tufă și să mor instant și să am un friend drop de jumătate de ore care se mă mări, diaio. Sincer, pe asta mi-a făcut-o cu mâna mea, că eu am zis să joc de el. Na, eu bag picioarele.